de litri și de spumă de 90 de litri. Are două motopompe în compunere. Este motopompa care o folosim la stingerea incendiilor și motopompa pentru ape uzate. Folosim două motopompe de ce? Ea poate ajunge la anumite situații când în zona de intervenție nu avem rețea de hidranți și atunci putem să ne aprovizionăm cu motopompa din ape curente, din piscine, ce găsim. Și atunci putem întinde liniile de furtune să aducem apa de la mare distanță. Tot pentru lucrul ăsta avem un rezervor gonflabil de 600 de litri. În sensul că pui o motopompă, 300 de metri de furtun, rezervor, altă motopompă și astfel încât transport apa la distanțe cât mai apropiate de locul intervenției. Tot sterul ăsta folosim și la zona de intervenție în pădure. Unde nu prea avem rezerve de apă, dar avem mai multe motopompe, amândouă motopompe sunt transportabile, pot da jos de pe mașină și pot folosite și în alte condiții. Motopompa principală, haideți să o vedem. Motopompa principală pe care o folosim la stingerea incendiilor are un debit de 860 de litri pe minut la o presiune 7.5 atmosfere, deci ne asigură destul de jetul de apă peste 20 de metri, peste 20-40 de metri. Avem niște pestoare speciale, care sunt mai multe tipuri, în care putem regla. Se poate regla debitul apei de la 25 de litri. Asta este de la, sunt 3 pistoale. Asta este de la 50 de litri până la 200 de litri pe minut. Și putem folosi atunci apa în sistem mai economic. Depinde ce este de făcut, cât de mare este incendiu și ce e nevoie. Având un consum mic de apă, rezerva de apă este folosită mai mult timp. Da. În partea aceasta avem motopompa de apă murdare. Este ventilatorul pe care îl folosim, are capacitate de 55.000 de metri cub pe oră, putând produce un curent de 100 de km pe oră. Avem un generator de 2 kW, pentru că avem parte de iluminat a zonei de intervenție și auto speciale. Avem un reflectoare puse pe mașină. Ce mai avem noi, crede? În partea cealaltă avem drujba care folosim la pădure și motofierăstrău cu disc. Dacă în zona respectivă ai de tăiat beton, ceva avem, este dotat cu auto speciala. Pentru intervenția la pădure, mai avem motosape de munte și tipii vantai. Comunicații radio pe stație, pe mașină, să putem cam... Ideea a fost să putem ataca mai multe tipuri de intervenții. O mașină să fie 4x4, să putem merge în zona de munte, să putem pesca în orice locație, să fie îngustă. Și atunci am făcut o mașină de 4x4, cu o capacitate de 3500 de cm cub și diferența de cabel. 100%, da. Lungimea mașinii 5,50 m. Lungimea mașină și lățimea mașină a reieșit niște studii de verificări făcute în cartierul Schei. Am fost pe străzi, am văzut că e aglomerat, am încercat să lucrăm cu mașină și atunci am constatat că 5500 mm este suficient și 2750 lățimea maximă. Mai sus atingeam acoperișul la case și ne-am limitat. Și se poate interveni acum pe orice stradă din Schei? Da, am făcut deja un test și am fost inclusiv pe strada Cetinii. Este foarte îngust și am trecut în strada Cetinii înainte de opream cu auto speciale, acum am trecut. Astăzi vrem să facem o testare, la fel să lucrăm până pe Tâmpa și încă în Schei, să vedem cum spectează. Mă numesc Pușcașul Ionuț, sunt șeful serviciului voluntar de situație de urgență la primăria Brașov. Pușcașul Iosef. Fiind foarte mult la intervenție, nu știi cine a intrat și atunci știi. Eu în unul trebuie să iasă la momentul respectiv, sună. Adică o mașină are 3 butelii de oxigen sau nu. Cum? Fiecare mașină are două aparate de respirat, cu rezervă fiecare, deci două tuburi fiecare.
că văd trei ceasuri. Ea poate supraveghea până la trei. Ah, ok. Adică nu e pentru fiecare mașină placă? Fiecare mașină placă. Are o tabelă. Ah, ok. Câte două avem. Ok. Ca să fim sigur. Da, ideea este că există posibilitatea ca la un moment dat să intervină un pompier dintr-un alt echipaj. Ah, ok. Și atunci știi, șeful operațiunii de intervenție, cuantul operațiunii de intervenție știe că el are trei oameni în foc și știe că acești oameni la un moment dat trebuie să întoarcă. Dacă s-a atins pragul de 30 de minute sau cât are el aer în butelie, în momentul respectiv, dacă nu s-a întors, se dă alarmă mai departe. Este un sistem de monitorizare a intervenției în situațiile în care e necesară protecție respiratorie. Okay. Aveți un dispozitiv? Ne spuneți despre? Este detectorul de substanțe chimice. Face un test să vadă dacă pompa de aspirație este ok. Deci, acesta este un detector multigaz. Ce face el? Are o pompă internă care trage aer din mediul exterior, poate fi dotată cu un furtunel până la 3 metri lungime și testează zona dacă există un pericol din punct de vedere al gazelor toxice pentru om. Adică, el, dacă vedeți aici, vă spune care este raportul de gaze explozive, deci dacă există pericol de explozie, care este proporția, bine, acum e în testare, în procedură de testare, care este proporția de oxigen, saturația de oxigen, astfel încât în caz de, dacă e prea mult oxigen, după cum știți, există posibilitatea de explozie, iar așa, care este concentrația de gaze toxice, acest dispozitiv este dotat cu un detector, un senzor pentru amoniac. În orașul dumneavoastră există fabrici care lucrează cu amoniac și există pericolul de a se întâmpla diverse accidente. Ok, acest dispozitiv, bine, mai are un senzor pentru CO, deci pentru monoxid de carbon. Acest dispozitiv ajută foarte mult să știi dacă există gaze potențial periculoase într-o anumită zonă și să știi cum intervii. Da? Cam asta este. Dispozitivul este în cel mai mic din lume cu pompă internă. Okay. Nu există unul cu pompă internă mai mic. Și în dotarea fiecărei mașini? Sau în fiecare mașină există un astfel de dispozitiv. Mulțumesc.